Așa vor arăta calendarele începând din anul viitor. Ia. Cei mai mulți dintre oameni nu au auzit însă de modificare și cred că este vorba de o greșeală. Nu știu. Uitați calendarul. Nu știu. De ce să râd? Mai fac și ei greșeli. Seamnă că au făcut o greșeală, cred. N-au fost atenți. Nu cred că e voită. Alți oameni nu sunt de acord cu această schimbare, deși spun că nu le afectează în niciun fel viața. Ce l-a interesat, nu? Cum vi se pare? Mie nu mi se pare ceva normal. A, nu sunt de părere. Nu sunt. Sunt creștină, am 80 de ani. Îmi place să fie sărbătorile, sărbători. Da, duminica, prima zi din săptămână, curinează. Nu știu, eu sunt, fac parte din cei care sunt împotrivă. Și sper să avem și un punct de vedere oficial al bisericii. Eu nu mai înțeleg care este ziua de odihnă. Dacă e duminica sau e sâmbătă, pentru că a șaptea zi e considerată duminica, ziua de odihnă. Acum vedem că e de fapt prima zi. Dacă nici religia nu mai are repere fixe, atunci îmi merge Dumnezeu, dar cred că nimic nu mai poate fi considerat reper în România. Dacă și asta ajungem să discutăm și biserica, precum Academia, care ține minte după sau nu ține minte, după Revoluție s-au apucat repede să schimbe tot ce înseamnă ortografie și tot ce încă nu mai știau cum să mai vorbească și cum să mai scrie. La fel și acum, eu sunt curioasă să văd care este ziua de odihnă, dacă este sâmbăta sau dacă este duminica, pentru că eu așa știu, sau mă rog, așa scrie în Vechiul Testament, Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi. Dacă ne luăm după Noul Testament, sigur că da, în prima zi a săptămânii care la evrei este duminica, că de-aia sărbătoresc ei sâmbăta, e sabatul sâmbăta, l-au găsit pe Iisus, femeia a venit și l-au găsit pe Iisus. Dar haideți să ne hotărâm, care e ziua de odihnă? Pe mine asta mă interesează. Dar cu siguranță ne vom lămuri, pentru că în direct unui prin telefon este domnul Constantin Stoica, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Bună seara, părinte! Bună seara dumneavoastră și la mulți ani! La mulți ani! Doamna drăgută, vă rog, duminica este zi de odihnă, doamnă? Hotărâți-vă, e a șaptea sau e prima? Scuzați-mă, dacă dumneavoastră nu sunteți un credincios practicat, nu aveți de unde să știți că în biserică prima zi a săptămânii este duminica, pentru că în această zi a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru noi creștinii, deci începem săptămâna duminica. Iar acest lucru este întărit de cei patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, care tot menționează faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat în prima zi a săptămânii, adică duminica. Pe de altă parte, nu este o noutate acest lucru, ci au existat regiuni ale țării în care calendarele și până acum au apărut cu prima zi a săptămânii, duminica. Acesta este calendarul creștin ortodox. De ce era nevoie să schimbați acum și calendarul? Nu am schimbat nimic, distinsă, doamnă, n-am schimbat nimic. Pentru că până acum era lunea. Bine, a tras liniuța, mai sus. Era vorba de două linii. E vorba de faptul că ziua de duminică are deasupra o linie. Bine. Deci nu e nimic. Asta o face mai pe de altă parte, sunt biserici ortodoxe, surorilor în majoritate, care încep săptămâna cu ziua de duminică. Și există de asemenea și un argument practic. Este vorba de legătura firească care se face între ziua de duminică și următoarele zile ale săptămânii. Da. Care înduiesc sau reguli liturgice. Atât și nimic mai mult. Părinte, eu ca un nepracticant, cum a spus, că nu sunt practicant. Mi-e plecim. A făcut Dumnezeu lumea în șapte zile? Domn. A făcut Dumnezeu lumea în șapte zile? Ascult. A făcut Dumnezeu lumea în șapte zile? Așa este. A șaptea zi s-a odihnit? Scuzați-mă, duminica este ziua Domnului, este zi de odihnă și vă reamintesc faptul că sunt spate în lume care încep săptămâna cu ziua de duminică. Dar nu știu, asta vă întreb. A făcut Dumnezeu lumea în șapte zile? A șaptea zi e considerată duminica sau este considerată prima? N-am nicio problemă. V-ați distrageți din eu sau unde vreți la voastră, cum ne influențează viața? Pentru noi creștini, ziua Domnului este ziua de duminică și, în mod firesc, săptămâna în biserică începe cu ziua de duminică. Dar de ce acum această decizie? De ce ați luat acum această decizie, părinte? Da. Bine, eu ca un necreștin atunci, ca să spun așa, domnul părinte, eu ca un necreștin ce mă aflu, mie spuneți-mi care e ziua de odihnă, duminica sau sâmbăta? Duminica distinsă, doamnă. Este ziua Domnului, ziua în care mergem la biserică și ziua în care ne odihnim. Deci ziua șaptea care e, duminica sau sâmbăta? Ziua întâia e duminica? Deci dacă prima zi a săptămânii este duminica, așa, din perspectiva bisericii, ultima zi este ziua
De sâmbătă, ziua șaptea. De ziua șaptea, când Dumnezeu s-a odihnit, este sâmbătă. Dumneavoastră încercați o retorică ieftină, dar... Nu, 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 eu înțelegem. Eu v-am spus, eu sunt practicant, așa cum mi l-ați remarcat. Eu doar mai citesc și eu din când în când Biblia. Știu că în Vechiul Testament zice un lucru și într-adevăr, așa e că Doamne, acum, dar nu mai au cu dumneavoastră acum la religie. Creștinii ziua de duminică e prima zi a săptămânii. Bine. Deci acest lucru îl cunoaște... Deci așa ce a zis când au zis Dumnezeu este duminică. Nu există nicio binadvertență cum se încearcă de către unii sau de către alții. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Mulțumesc și o seară bună la mulți ani. La fel și dumneavoastră, în direct cu mine a fost părintele Constantin Stoica, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Te-ai lămurit, Corina? Da, m-am lămurit, evident, pentru că este diferența între evrei care sunt pe Vechiul Testament și creștini care sunt pe Noul Testament. Dar vedeți că în momentul în care încep și le pui cap la cap și întreb dacă cum e așa sau așa, spune acum clar, a șaptea zi este sâmbăta pentru noi creștini, pentru că, într-adevăr, pentru noi creștini, și deși nu sunt practicant, sunt totuși un creștin, este duminica prima zi, pentru că simbolul creștinismului este învierea Domnului, învierea Domnului a avut, n-are rost să intrăm acum în discuții detaliate, dar vreau să spun că în momentul în care începi să pui lucrurile logic, cap la cap, obții astfel de precizări. Un lucru este cer, în calendare, cel puțin de anul viitor, duminica va fi prima zi din săptămână, așa de iar sâmbăta va fi ziua de odihnă. Dar continuăm discuția noastră, schimbăm încă o dată.